Da, Dan cu el am reîntâlnit și din păcate a avut depresie, că el se certase cu nevastă sa și aia era îndrăgostit de o stewardesă. Cine? Dan Coe. Era îndrăgostit de și rămăsese, a rămas ilegal, da. A fost sau și a rămas, da. Și era în Germania, da. În Köln. Da. Și lucra să spele vase la, avea un restaurant, tata lui Dan Mocanu. La Mochi, da. Și Dan Coe spăla vase acolo. Săracul de el, și când a venit eu și mergea bine și povestea ăștia ce șmecherie Ilie. Și alea, eu n-am apucat, am vorbit cu el, dar la câteva zile s-a spânzurat. Se spune. Dar vorbeam cu alți prieteni de acolo. Cum i-a fost spânzurat? Ci că era dată, legată la ușe, asta da. E ușa, da. Legată de clanța Isfoara, da. Dată peste ușe, da. Și el găsit așa cu spânzurat. Nu prea este instinctul conservării, care nu te lasă să te omori. Cum eu nu pot să mă aleg sau nimeni nu poate să anece, dacă știe să înnoate, luptă să scape, dar așa nu cred nicio bine, că... Bine, el era, vorbea la Europa Liberă... Eu n-am vorbit niciodată n-am vorbit. Dar cum se vorbesc fost, contra... Fost în... Am încercat să mă racoleze și pe mine. Da? Și am zis, bă, nenică, mie mi-a mers foarte bine în România. Eu n-am rămas din cauza politici. Eu rămas că na, s-a terminat alea și am avut probleme familiale și... Dumneavoastră, cu sentimentele aveți în România. Da, eu sunt un sentimental. Printre ultimii sentimentali. Un romantic incurabil era. Incurabil. Da, da. Termin și cu Dan Coe. Da. Dan Coe a avut depresie și după asta l-am găsit mort. Uh-huh. Eu cred că dacă le prindeam cu o săptămână, două înainte, îl aducea. Că eu am darul ăsta să... Hai mă, lasă, trece. Uh-huh. După o lună, ce o lună? Deci un an de zile, aveam, mergeam la antrenamente cu Porsche.